Iubiți frați și surori, în această seară vreau să ne unim inima și gândurile și gura noastră să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Suntem în această dupămasă în locul acesta și ne bucurăm de harul acesta, rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne vorbească inimilor noastre și să ne sfătuiască și în această seară, pentru că Dumnezeu este ca un tată care ne sfătuiește, ne îndeamnă, câteodată ne mustră, dar oricum, intenția pe care Dumnezeu are pentru noi este ca să ne facă în așa fel încât să fim atât de echipați să putem ca să-L slujim pe El în fiecare zi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. S-a citit acest pasaj pe care eu l-am dat fratelui Andrei din Cartea Proverbelor, capitolul 3, pentru că în urmă cu o săptămână fratele Andrei m-a provocat. Nu pot să spun că este această expresie pe care noi o avem de multe ori și care este adevărată, nu vreau să iau în derâdere faptul că ne-a pus Domnul pe inimă ca să vorbim despre anumit aspect sau anumit subiect. De data aceasta n-a fost așa, fratele Andrei a avut pe inimă un subiect pe care mi l-a pasat mie și mi-a spus, frate Dan, ocupă-te de el. M-am rugat Domnului și vreau să spun că a fost o provocare care mi-a adus aminte de vremurile de școală, de eu știu, când eram student sau ce am mai fost noi prin școală, în care primeam lecții, teme și trebuia să le rezolvăm. Și, într-un fel, i-am mulțumit fratelui Andrei, așa în mintea mea, și am spus, este bine să ne reamintim anumite lucruri vis-a-vis de viața noastră. Provocarea pe care ne-a făcut-o fratele Andrei, mie și dumneavoastră ca biserică, a fost subiectul cei 7 ani de acasă. Este un subiect foarte interesant, un subiect care nu se prea predică. Nu m-am uitat pe YouTube să caut predici, nu îmi dau seama dacă cineva a predicat sau nu, dar am încercat atât că Dumnezeu mi-a pus înțelepciunea care vine de la Duhul Sfânt în mine și atât cât Dumnezeu știe că noi avem nevoie în această seară să acopere acest subiect și vreau să vă destăinui titlul acestei predici care este Creștinul și cei 7 ani de acasă. Noi suntem creați de Dumnezeu într-un mod deosebit. Suntem, așa cum spune psalmistul în psalmul 139, versetul 14, suntem o creatură, o făptură așa de minunată. Dumnezeu ne-a creat într-un mod deosebit. Dumnezeu, așa cum spunea și psalmul 8, noi suntem creați în lucrurile în care Dumnezeu le-a găsit cele mai frumoase. Și în acest fel în care Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a creat în diferite, sau să avem diferite perioade în viața noastră. Nu ne-am născut direct adulți, ne-am născut copilași, bebeluși și apoi am crescut mai departe. Există perioada de copilărie, care este poate cea mai frumoasă atunci când te uiți din spate și te uiți la ea și spui, a, ce frumos a fost când am fost copii. O perioadă care acoperă, eu știu, secvențe din viață. Apoi există perioada aceea de tinerețe, care și ea are frumusețea ei. Marea problema noastră, când, cel puțin a mea, când am fost tânăr, a fost că întotdeauna vreau să fiu adult. Mă uitam la frații mei, am crescut cel mai mic copil și am vrut să fiu cel mai înalt și am ajuns. Am fost cel mai mic copil în familie, ultimul copil, și mă uitam la frații mei care lucrau și își cumpărau haine și spuneam, Doamne, dă să ajung și odată pe salar, să pot să-mi cumpăr haine. Dar a fost o perioadă frumoasă, tinerețea. Apoi ajuns să fii matur, în care te căsătorești, ai familie. Și acum am o altă problemă, când mă apropii de vârsta de pensionare, tot timpul mă gândesc la pensie și spun, Doamne, adu-mi și pensia aia. Măcar că nu vreau să îmbătrânesc, nu, că nici nu vrea să îmbătrânească. Dar Dumnezeu a pus în noi aceste perioade frumoase de viață. Și am învățat ceva din aceste perioade și vreau să vă spun că lucrurile acestea sunt așa de importante să le înțelegem. Dumnezeu ne-a pus în noi această creștere și ne schimbăm odată cu vârsta. Nu rămânem în același fel, pentru că creștem. Și odată cu schimbarea aceasta, nu este doar o schimbare fizică. Ne schimbăm din punct de vedere fizic. Dar există o schimbare din punct de vedere al calităților pe care le pune Dumnezeu în noi. Dumnezeu investește în noi pentru că Dumnezeu are ceva pentru fiecare vârstă. În această seară nu știu câți dintre noi
suntem aici care suntem interesați de lucrul acesta, dar poate că ar trebui să fim atenți, pentru că dacă am trecut de vârstele acestea și suntem undeva la, cum spunea psalmistul, la acea vârstă în care întinerim iarăși ca vulturii, peste 60 de ani, până la urmă, toți putem să învățăm, pentru că dacă nu mai avem copii mici, putem să avem nepoți pe care putem să influențăm. Însă, cum spuneam, Dumnezeu a pus în noi calități pentru fiecare perioadă. Dumnezeu are ceva de făcut cu noi. În fiecare perioadă a vieții avem responsabilități. Dumnezeu ne dă niște responsabilități în fiecare perioadă. Sigur, responsabilitățile sunt mai mici atunci când ești un copil, sunt puțin mai mari atunci când ajungi un adolescent sau un tânăr, apoi ele cresc atunci când ajungi matur și ai familie, și apoi cresc mai mari atunci când ajungi la o anumită vârstă, pentru că viața îți aduce înainte și spune, dacă vreți, în spate aceste responsabilități. Și potrivit cu perioada vieții avem responsabilități respective. De asemenea, am învățat că nici o vârstă nu te dezavantajează. Chiar dacă am vrea să fim o altă vârstă ca cea care suntem, dar nici una dintre vârste nu te dezavantajează. Dimpotrivă, din fiecare înveți ceva. Dacă astăzi ești poate un adolescent, undeva între 14, 13, 17 sau mai mare, sau poate ești un copil de 7, 8, 10 ani, vreau să spun că vârsta aceasta nu te dezavantajează. Dimpotrivă, te formează pentru următoarea etapă din viață. Fiecare vârstă este dată de Dumnezeu ca un avantaj să creștem și să ne formăm pentru cealaltă perioadă a vieții. Am mai învățat ceva, că nu este adevărat că cu trecerea timpului mergem în jos. Este doar așa impresia noastră. E adevărat că nu mai avem aceeași forță, nu mai avem aceeași vitalitate când ajungi la 50, 60, 70 de ani sau 80 de ani. Am uitat la fratele Hozan și l-am înțeles într-un fel și am zis ce har este să ajungi la asemenea vârstă. Și poate că el nu este de invidiat din punct de vedere fizic, dar eu îl invidiez din punct de vedere spiritual. Un om care la o anumită vârstă are o experiență la care nu, poate nici măcar nu visăm. Nu mergem în jos. Dimpotrivă, vremea pe care o trăim noi, chiar dacă din punct de vedere fizic sau alte aspecte, da, pierdem, dar din alte puncte de vedere noi mergem în sus. Dacă ajungi de la un copil la vârsta de adolescență, tu de fapt ai câștigat ceva. Dacă ajungi de la vârsta de adolescență la un tânăr, măcar dacă aceste două sunt puse împreună la tinerețe, ai câștigat ceva, acumulezi ceva. Și vreau să vă spun că fiecare vârstă are importanța ei. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că e important să prețuim fiecare vârstă pe care o avem. Fiecare etapă. Fiecare etapă este valoroasă. Dacă știi, să o prețuiești. De ce? Pentru că în noi Dumnezeu investește ceva. Cel mai mare scop pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi este ca noi să trăim pentru El și pentru împărăția Lui. Acesta este cel mai mare scop. Dumnezeu vrea să trăim pentru El și pentru împărăția Lui. De aceea este important să înțelegem fiecare perioadă a vieții. De copil, adolescent, tânăr, matur sau mai în vârstă. Fiecare perioadă trebuie să fie înțeleasă. Pentru că Dumnezeu, în perioada și a vârstei pe care ești, Dumnezeu vrea să te folosească. Nu uitați că în Scriptură, și nu am timp acum să vorbesc despre lucrul acesta, dumneavoastră știți, Dumnezeu a folosit și copii. O fată care a ajuns roabă undeva într-o țară străină, Dumnezeu a folosit-o pentru ca să vorbească stăpânului ei. Dumnezeu folosește fiecare etapă din viața noastră la momentul potrivit. De aceea este important să înțelegem fiecare etapă a vieții, să prețuim fiecare perioadă a vieții, măcar că, așa cum a spus, am vrea să fim altceva, dar trebuie să prețuim ceea ce suntem. Dumnezeu, acolo unde suntem, în acea perioadă a vieții, Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze și să ne folosească. Și de asemenea, trebuie să dorim ca fiecare perioadă a vieții, fiecare etapă, să o folosim pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Din toată inima mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. În această seară Dumnezeu vrea să ne vorbească fiecăruia de aici, indiferent că suntem
mai în vârstă, suntem oameni undeva la mijlocul vârstei, maturi, tineri sau copii. Dumnezeu te prețuiește așa cum ești astăzi. Dacă crezi că ai vrea să fii mai, eu știu, puțin mai în vârstă ca să faci ceva, nicio problemă, vine și vremea aia. Dar nu uita, Dumnezeu te prețuiește astăzi, la vârsta pe care o ai. Dumnezeu vrea să te folosească astăzi, acum, în etapa vieții pe care o ai. Pentru că de aceea Dumnezeu ne-a chemat și ne-a lăsat să trăim pe pământul acesta, să ne folosească pentru gloria și pentru slava Lui. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Creștinul și cei 7 ani de acasă. Această seară vreau să învățăm câteva aspecte importante, pentru că viața noastră este marcată de cel puțin 3 lucruri. Faptul că noi învățăm, faptul că noi imităm și faptul că noi aplicăm. Învățare, imitare și aplicare. În viața noastră de când ne naștem suntem influențați de mulți și de multe lucruri. Primul lucru pe care un copil îl are ca și influență în viața lui este familia. Este familia, este prima instituție. Și sigur, cu timpul ce trece în viața noastră, încep să fie și alte influențe. Există influența bisericii. Am văzut copiii care au cântat în biserică, ei sunt învățați și în familie și în biserică să laude pe Dumnezeu. Este influența școlii. Din păcate, școala nu mai are aceeași influență pe care o avea poate 40, 50, 60 de ani în urmă, nicăieri în lume, nici în România, nici în America, nici aici. Dar școala are influență. De asemenea, societatea are influență asupra noastră. Și la fel, societatea acum are o influență prea negativă asupra copiilor, cum avea în urmă cu câțiva ani, poate mai mulți. În România era o altă influență, era armata. Eu am făcut armata în România. Și armata era, de fapt în România era o vorbă, dacă nu faci armata, nu ești om. Acum sigur că așa aveau impresia oamenii, de multe ori armata te mai mult te strica decât te făcea om. Dar oricum, era o influență armata. Însă, dragii mei, această seară vreau să vorbesc, pentru că vorbim despre aceste două lucruri, creștinismul și cei 7 ani de acasă. Vreau să vorbesc despre 2 etape importante din viața noastră. Despre copii și despre tineri. Cum putem noi să influențăm copiii și cum putem noi să influențăm tinerii ca și familie și în mod special ca și biserică. Există această prima etapă a copilăriei. Este perioada de învățare și de imitare. Copilăria este perioada în care un copil învață multe. Vedeți, copilăria este împărțită de unii oameni, de fapt, această etapă este calculată undeva între 0 când se naște și aproximativ 14 ani, 13-14 ani. Unii spun că este împărțită în două, de la 0 la 7 ani, atunci când copilul stă acasă, și apoi de la 7 până la 13-14 ani când merge la școală, școala primară. Și undeva studiul acesta psihologic spune că asta de fapt înseamnă copilăria, de la 10 la 13-14 ani. Și există perioada aceea primară, prima de 7 ani, în care copilul întotdeauna învață fără să pună întrebări. Prea puține întrebări. Îi spui despre corabia lui Noe și îi spune, da, așa mi-a spus tata sau așa mi-a spus mama sau așa mi-a spus bunicul și el crede. Nu prea pune foarte multe întrebări. Îi spun despre Iona și despre pește și spune, da, așa, el crede. Pentru că este perioada în care el pur și simplu doar acumulează, este perioada preoperațională. Nu gândește mai prin rațiune, dar vine perioada când îți pune întrebări, dar de ce? Dar cum a fost cu corabia lui Noe? Acolo se desfășoară și momentul acela, mi-aduc aminte, când România era, și aici, dar cu alt aspect, era povestea Crăciunului, despre Moș Crăciun, Moș Gerilă. Toți copiii credeau că este un Moș Gerilă. Întrebai, mă, tu crezi în... Da, cred. Că era 6-7 ani, venea 8-9-10 ani și întreba, dar cum e cu moșul ăla? Că nu prea l-am văzut. Sau dacă l-am văzut, semăna cu tata sau cu mama sau cu, eu știu, cu altcineva, cu vecinul. Pentru că începea să pună întrebări. Este perioada aceea când nu doar primește, începe să pună întrebări. El are o perioadă în care acumulează de învățare și apoi vrea să aibă totul prin filtrul acesta rațiunii. Este perioada de copilărie.
Este o perioadă deosebit de importantă. Și ceea ce învață, de fapt, familia este important pentru că, cum spuneam, este prima instituție care, de fapt, influențează copilul. Familia este cea și are cea mai mare responsabilitate când vorbim despre educația copilului. Mi-aduc aminte și citeam odată despre o maximă care spunea un francez și spunea așa: faptul că aveți un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveți un pian nu vă face pianist. Pentru că există aici un secret. Tot ceea ce se întâmplă în perioada aceasta a copilăriei, de fapt se marchează pe aspectul acesta al învățării și al imitării. Copilul întotdeauna învață și apoi imită. El ascultă și apoi se uită la tine. El primește și apoi face ceea ce faci tu, pentru că nu doar trebuie să spui, trebuie să și faci. Și există două aspecte aici. Este aspectul social și este aspectul religios. Și amândouă sunt foarte importante pentru orice familie creștină. Aspectul social este ceea ce noi numim cei 7 ani de acasă. Cei mai mulți părinți își învață copiii, măcar că acesta nu este un concept care ține de timp, este un concept care ține de principii. Își învață copilul bunile maniere, cei 7 ani de acasă. Îl învață pe copil lucrurile care sunt cele mai importante. Auziți ce spune înțeleptul Solomon copilului, care acum nu mai era copil, era un matur, dar vorbea despre lucrurile care le-a învățat. Spunea versetul 1 din Proverbe 3: fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele. Este o perioadă când copilul învață și imită în tot ceea ce înseamnă lucrurile normale pe care trebuie să le învețe orice copil, cei 7 ani de acasă. Lucrurile care țin de a învăța cum să saluți. Un copil trebuie să știe că atunci când se întâlnește cu o persoană, și în mod special o persoană care o cunoaște, trebuie să salute. Când pe noi așa ne învăța, când plecam de acasă, salutam părinții. Când ne întâlneam cu cineva prin sat sau prin oraș, trebuia să salutăm. Cu atât mai mult când vin copiii noștri sau tinerii noștri la biserică, normal ar trebui ca să ne salute. Normal ar trebui ca să întingă mâna și să dai mâna cu el. Pentru că asta înseamnă de bunele maniere pe care orice copil trebuie să le înveți acasă. Este, dacă vreți, aspectul social. Un copil trebuie să știe să spună acele cuvinte magice, spun ei: mulțumesc, te rog. Un copil trebuie să știe să aprecieze lucrurile pe care le faci pentru el, pentru că asta înseamnă cei 7 ani de acasă. Un copil trebuie să știe să spună: iartă-mă. Dacă a greșit, și am văzut lucrul acesta în familii creștine, mai ales unde erau mai mulți copii, ai făcut ceva, du-te, spune la fratele tău sau la sora ta, rezolvă problema cu el și apoi vii la mine și rezolv și eu problema cu tine. Asta înseamnă codul bunilor maniere. Un copil trebuie să știe să rostească aceste cuvinte. Un copil trebuie să fie politicos cu cei de vârsta lui și în mod special cu cei mai în vârstă. Nu este posibil ca un copil crescut într-o familie de creștini să vorbească urât despre o persoană sau cu o persoană și în mod special care este mai în vârstă ca și el. Asta înseamnă cei 7 ani de acasă. Și asta înseamnă aspectul social pe care un părinte trebuie să-l învețe. Un copil trebuie să respecte pe ceilalți. Un copil n-are voie și trebuie să fie învățat că n-are voie să râdă de slăbiciunea altuia. Dacă vede un copil care nu e așa deștept ca și el, nu trebuie să râdă de el. Asta cine îl învață? Nu se naște în el cu astfel de aptitudini. El se naște cu ceea ce noi, el are ceea ce noi îl învățăm. Trebuie să știe să respecte pe alții. Trebuie să știe să asculte, să vorbească, dar să știe să și să tacă, să asculte. Unii oameni ar spune tot timpul, dar nu au timp să asculte. Și asta se vede și atunci când ajung maturi, ceea ce au experimentat atunci când au fost copii. Și asta înseamnă să investi pe copii. Un copil trebuie să știe să știe cum să comporte la masă. Iarăși lucruri de bune maniere. Cine învață pe copii cum să mănânce? Îi spui la copil: mă, mănâncă cu ura închisă. El nu știe ce înseamnă asta.
dar după un timp învață. Îi spune, măi, folosește furculița și lingura să înveți să mănânci. Cine învață pe copil lucrul ăsta? Oare întrebarea este, este normal ca un copil să meargă la vârsta de 14, 15, 16, 17, 18 ani, să-l duci în camp și să înveți că el nu știe cum să mănânce? Sigur, nu vorbim despre biserica de aici. Noi toți suntem la capitolul Bune Maniere, suntem ok. Dar așa pun și eu lucrurile ipotetic. De ce? Pentru că revin. Un copil trebuie să fie învățat din punct de vedere social, ceea ce noi numim cei 7 ani de acasă. Dar de asemenea, un copil trebuie să fie învățat din punct de vedere religios. Și vorbim aici despre învățătura despre Dumnezeu. Tot în familie începe această învățătură. Tot de la părinți copiii sunt învățați ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă mântuire. Și vorbim despre Iisus Hristos și spune Pavel lui Timotei în a doua carte, în capitolul 3, versetul 14 și 15, spune așa. Și auziți, este expresia de început care ne interesează cel mai mult. Spune, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și știi de la cine le-ai primit. Tu să rămâi în astfel de lucruri pe care le-ai învățat. Adică copiii noștri, și așa se întâmplă, dar vreau să ne amintim acest aspect, trebuie să fie învățați nu doar din punct de vedere social cei 7 ani de acasă. Și vom vedea mai târziu dacă au fost învățați sau nu, sau dacă le aplică sau nu. Dar trebuie să fie învățați și din punct de vedere spiritual despre Dumnezeu și despre mântuire. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Începe cu comunicarea simplă, cum spuneam. La un copil de 7-8 ani nu poți să-i spui lucruri adânci, teologice, dar încep cu lucrurile simple. Lucrurile pe care le poate înțelege. Și apoi treci la lucrurile mai adânci și mai adânci. Și la un moment dat se va întâmpla părinților sau bunicilor, cum mi s-a întâmplat mie când mi s-a pus o întrebare de un nepot la care a trebuit să mă gândesc foarte mult cum să răspund. Pentru că cu cât cunoaște mai mult, cu cât crește vârsta, cu atât el raționalizează mai mult și are mai multe întrebări la care părintele trebuie să fie capabil să răspundă. Vedeți cât de este important aspectul acesta al copilăriei din punct de vedere al influenței, în mod special a familiei și apoi a bisericii? În două lucruri importante, social, cei 7 ani de acasă. Dragii mei, cine ar trebui să fie mai manierat, dacă nu copiii celor care sunt credincioși? Cine ar trebui să fie mai echipat din punct de vedere spiritual, cu învățături care țin de Scriptură, de Dumnezeu, decât copiii care cresc într-o familie creștină? Și asta este responsabilitatea noastră. Cei 7 ani de acasă este un concept care, dacă îl implementezi foarte bine în copilul tău când va fi mic, cu siguranță că sunt șanse foarte mari ca mai târziu acele principii și acel concept să se vadă. V-am mai spus și vă repet, în România, cel puțin în satul unde am crescut eu, era o vorbă care ne făcea pe noi, care eram atunci copii, așa, cum este orice copil. Treceam pe lângă un bărbat, în mod special, femeile nu prea, că erau mai simțite, dar bărbații, treceam pe lângă ei și nu ziceam bună ziua. Și el se întocea și spunea, bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură. Și ne plecam capul și spunea, măi, iar am uitat. Asta până ne ajungea vorba la părinți. Și apoi taică meu, care era foarte militaros, știa să aplice răsplata. Dragii mei, râdem, dar lucrurile acestea sunt foarte importante. Și acum vreau să înțelegem. Noi ca și biserică trebuie să facem lucrurile acestea pentru că este important pentru următoarea etapă. Dragii mei, perioada aceasta copilăriei este perioada în care se implementează. Copiii învață și imită. Imită pentru că dacă învățăm pe ei că trebuie să fie respectoși, că trebuie să știu să spună mulțumesc, înseamnă că și noi ca și părinți sau noi ca și bunici să spunem soției, să spunem mulțumesc pentru mâncare. A fost foarte bună. Tu îi spui copilului să spune mamei mulțumesc pentru mâncare, dar tu ca și părinte nu spui. Nu știu cât de mult are efect asta mai târziu. Nu uitați. Spunea cineva foarte frumos.
Învățătura pe care o facem noi sau educația parentală în familie este o învățătură în echipă cu copilul. Asta înseamnă că trebuie să petreci timp cu el și asta înseamnă că trebuie să spui și să faci exact ceea ce îl înveți pe el. Și atunci lucrurile acestea vor fi foarte ușor ca să influențeze copiii noștri. Din toată inima mă rog Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții și toți bunicii, să fim oameni care să învățăm și să arătăm prin comportamentul nostru, în primul rând, cei 7 ani de acasă. Să știți că și la cei mai maturi și mai în vârstă este valabil lucrul acesta. Cei 7 ani de acasă se văd. Se văd. Nu vreau să vă spun experiențe negative pe care le-am avut, dar vreau să vă spun că asta dovedește, nu o spun cu răutate și nu o spun ca și cum eu aș fi perfect, dovedește cât de mult am fost educați din ceea ce înseamnă aspectul social. Pentru că noi avem părtășie aici unii cu alții, ne adunăm unii cu alții la biserică și la barbecue și oriunde și este frumos, dar nu uitați, conceptul acesta este valabil și pentru copii, și pentru tineri, și pentru adulți, și pentru cei care întâlnesc ca și vulturul. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. A doua etapă despre care vorbește Scriptura și vreau în această seară să am câteva gânduri vis-a-vis de aceste două lucruri, creștinismul sau creștinul și cei 7 ani de acasă, este etapa numită tinerețe. Și aici, oamenii care studiază aspectele acestea vieții spun că tinerețea poate să fie cuprinsă între 14 ani și undeva la 40 de ani, împărțită puțin în două, adică adolescența de la 14 la 20 de ani și apoi de la 20 de ani la 40 de ani tinerețea. Luați-o dumneavoastră cum vreți, dar vorbim despre tineri. Vreau să ne uităm puțin în Scriptură să vă dau un exemplu. Pavel scrie lui Timotei aspectele pe care am citit mai înainte. Să știți că Pavel era ca un fel de tată pentru Timotei și îl numește tânăr. Acum nu vă pun o întrebare la care poate vă este greu să răspundeți. Vă spun doar răspunsul la întrebare. Cât de tânăr era Timotei? Era undeva între 35 și 40 de ani. Nu era 17 ani, nu era 18 ani. A fost de 15-20 de ani când Pavel l-a întâlnit, Fapte 16, când a intrat în contact cu el și l-a văzut. Oamenii îl vorbeau de bine. Îl vorbea de bine pe Timotei. Și apoi Pavel l-a luat cu el în slujire și au trecut aproximativ 15-16 ani, aproape 17 ani între cele două epistole până când i-a scris lui Pavel aceste lucruri și totuși îl numea un tânăr. Tinerețea are o, dacă vreți, o mare vagă în ceea ce înseamnă și este destul de largă în ceea ce înseamnă vârsta. Comparați-vă cum vreți, eu mă compar încă cu un tânăr, măcar că nu sunt, dar vreau să fiu un om tânăr. Și atunci mă aplic în ceea ce înseamnă tinerețea. E bine, vorbim acum despre tinerețe. Știți care este cuvântul cheie pentru voi, tinerii, de 14 sau de 40 de ani? Este continuare. Auziți același verset pe care l-am citit, 2 Timotei 3 cu 14. Tu să rămâi. Ai fost învățat când ai fost copil. Și Timotei a avut mare har să aibă o bunică și o mamă credincioasă. Și l-a învățat pe Timotei. Și spune că oamenii îl vorbeau de bine pe Timotei la vârsta de 20-25 de ani. Și din punct de vedere al ceea ce înseamnă aspectul social, eu îl numesc cei 7 ani de acasă, și din punct de vedere aspectului spiritual, un copil credincios. Și acum Pavel îi spune, tu să rămâi, dragii mei tineri, cuvântul cheie pentru voi este continuare. Să continuați. Să continuați să aplicați tot ceea ce a fost învățați în familie. Pavel îi spune aici, tu să rămâi. Nu doar să știi să trăiești, ci să știi cum să trăiești. Nu doar să spui, a, de acum înainte am eu viața mea și o trăiesc cum vreau. Nu! Trebuie să știi cum să trăiești, pentru că dacă, spunea cineva, un necunoscut, dacă tinerețea este o greșeală, și notați acest lucru, dacă tinerețea este o greșeală, maturitatea este o luptă și bătrânețea este o decepție. Știți de ce unii nu trăiesc sau nu aplică
nici aspectul social, cei 7 ani de acasă, nici aspectul credinței, pentru că ei au înțeles să trăiască cum vor. Și acesta este adevărul. Dar dacă se întâmplă lucrul acela, tinerețea lor este o greșeală. Maturitatea este o luptă, ei se luptă. De fapt, pentru un om care nu are aceste două lucruri împreună, de fapt, ei sunt foarte săraci. Săraci în alegeri, săraci în decizii, săraci în aspectele vieții. Și de aceea, treci pe lângă ei, nu te salută. Vrei să dai mâna cu ei? Nu dau mâna cu tine. Vrei să le faci ceva? Spune, nu mă interesează, nu vreau să te văd. Pentru că tinerețea lor este o greșeală, maturitatea lor este o mare luptă și vor ajunge la bătrânețe, cum spune, nu vreau să folosesc cuvântul acela în biserică, dar Biblia folosește, am fost un nebun. E bine, dragi tineri, nu uitați, ceea ce trebuie să înțelegeți voi este că voi trebuie să continuați viața socială, tot ce ați învățat și dacă n-ați prins atunci, învățați acum. Învățați că trebuie să fiți oameni care să aveți respect. Respect pentru părinți, respect pentru frații din biserică, respect pentru oricine are autoritate. Să știți să vorbiți unii cu alții. Îmi place ceea ce spune Apostolul Pavel când vorbește despre aspectul acesta și vorbea despre Apostolul, despre Timotei. Tu să rămâi în lucrurile în care ai fost învățat. Să nu părăsești, spune versetul 3 și 4 din Cartea Proverbelor, care am citit, să nu părăsești, să auziți, spune să nu părăsești sau să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât. Nu poți să faci asta din punct de vedere fizic. Nu poți să umbli cu tăblița ca și evreii cu legile. Dar există această expresie, dacă vreți, ca și un exemplu. Leagă-ți-le la gât, du-le cu tine în fiecare zi, oriunde mergi, mergi la școală. Fii un tânăr respectuos. Dacă alții vorbesc cu profesorii cum vorbesc, cine ar trebui să fie altfel, dacă nu credincios? De ce să nu-i saluți? Eu stau pe autobuz 8 ore pe zi și văd pe unii care vin, sunt atât de preocupați de telefon încât gata să dea cu capul de partea de sus autobuzul sau se împiedică în prag. Măi, să dea cu capul de plexi cu calea mea acolo să mă protejez. Și sunt unii care vin frumos și stai salută, hi, how are you? O fi asta probabil și 7 ani de acasă? Probabil. Dar oricum, un credincios spune să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel, auziți? Astfel veți căpăta trecere și înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu și veți avea o minte sănătoasă. Cei 7 ani de acasă te face un om echipat. Un om sănătos, un om care să arete că știe ceva. Aduc aminte de o expresie vis-a-vis de cei 7 ani de acasă care era în România. Spunea cineva că pentru unii cei 7 ani de acasă este ca și cât ai pune ceva într-o pungă de un leu. În România era expresia această pungă de un leu. Dacă mergeai și lua la magazin, lucrurile au scumpe, luai puțin, zicea numai cât am luat într-o pungă de un leu. E bine, pentru unii cei 7 ani de acasă nu valorează cât poți să pui într-o pungă de un leu. De ce? Pentru că cei 7 ani de acasă nu-i primești la universitate, nu-i primești la școală, nu-i primești în altă parte, îi primești în familie și îi primești mai apoi ca aplicație în biserică. Dar în familie primești lucrul acesta. Ce trebuie să faci tu ca și tânăr, ce să facem noi? Este ca să continuăm. Și Pavel spune, tu să rămâi în lucrurile acestea. Leagă-ți-le la gând, spune înțeleptul Solomon. Pune-le în tăblița inimii tale, scrie-le cu ce vrei tu. Și atunci vei avea o minte sănătoasă. Și vei căpăta, dacă vrei, acceptarea oamenilor și a lui Dumnezeu. Pentru că există acest aspect. Creștinul trebuie să fie compatibil cu ceea ce înseamnă bunele maniere. Creștinul trebuie să fie un om manierat. Dacă nu ești manierat acasă cu soțul tău și cu soția ta, s-ar putea să fie un semn de întrebare vis-a-vis de cei 7 ani de acasă. Dacă nu ești manierat cu cei din biserică, s-ar putea să fie o întrebare vis-a-vis de cei 7 ani de acasă, ca să nu mai spun de lipsa credinței. Pentru că vorbim despre Apostolul Pavel și relația cu Timotei, câteva gânduri vreau să le spun acum la sfârșit vis-a-vis de... Dar vreau să spun lucrul acesta.
Dacă se întâmplă ceva vis-a-vis de partea ta socială, este pentru că n-ai înțeles că etapa aceea în care ai învățat cei 7 ani de acasă trebuie să fie o etapă pe care să o continui până când viața aceasta se termină. Mai ales în perioada când ești tânăr, când ai relație cu cei mai în vârstă. Timotei era un tânăr și sigur era un slujitor, un predicator. Și unul dintre lucrurile pe care le-a întâmpinat a fost, hei, tu ești tânăr. Sigur, el avea, mă gândesc cum la fratele Andrei. Iar trebuie să mai dau o cafea în frate, că tot timpul te amintesc în predică. Dar mă gândesc că este tânăr, 31-32 de ani. Are tangență în slujire cu cei în vârstă. Și spunea, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Și nu vorbea aici despre faptul că l-a văzut pe Timotei făcând ceva ce nu era frumos. Dimpotrivă, îi spunea, Timotei, tu nu trebuie să te comporți ca un tânăr care nu are bune maniere, pentru că relația pe care ai tu de slujire trebuie să știi să te comporți. Și auziți ce frumos spune Apostolul Pavel aici în 1 Timotei 4,12, vorbind despre relația cu Timotei, spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci o fie o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curățire. Adică exact același lucru. Indiferent că slujești în biserică sau nu, mai important sau mai puțin important, oriunde ai fi, dacă ești un tânăr și deja ai trecut prin școala aceasta a copilăriei, ai învățat cei 7 ani de acasă, ai învățat lucrurile de bază vis-a-vis de Dumnezeu, tu trebuie să fii un om care și un tânăr care să trăiești în așa fel încât nimeni să nu spună, băi, tu n-ai 7 ani de acasă. Sau încă n-ai învățat lucrurile de bunele maniere. Și auziți, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Ar fi foarte multe lucruri de spus. Timpul întotdeauna ne este un dușman. Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să fac o concluzie. Concluzia este foarte simplă. Pentru mine, în viața pe care am experimentat-o, n-am fost un om perfect, n-am fost un copil perfect, n-am fost un tânăr perfect, dar am învățat din fiecare experiență și din fiecare lucru. Când cineva m-a amonestat, cum spune noi în limba română, sau mi-a spus, bă, n-ai făcut lucrul acesta, nu m-am rățoit la el și a spus, bă, vezi de treabă. I-am spus, bă, ok, hai să încercăm să facem ceva. Și am învățat în fiecare zi. Am învățat că cei 7 ani de acasă sunt ca o carte, cu 7 capitole. Fiecare capitol este important. Fiecare capitol este important pentru că fiecare are importanța lui. Primul capitol este dragostea. Să știi să areți compasiune față de ceilalți. Al doilea capitol este bunătatea. Să fii întotdeauna un om bun. Dacă nu ești bun, nu poți să ai o relație bună cu ceilalți. Totdeauna vei fi într-un conflict cu ceilalți. Totdeauna tu vei avea dreptate. Totdeauna tu vei avea ultimul cuvânt. Al treilea capitol este mulțumirea. Fii un tânăr mulțumit. Mulțumește lui Dumnezeu pentru familie. Mulțumește familiei pentru ce a făcut pentru tine. Mulțumește în toate aspectele, pentru că este un capitol care ține de cei 7 ani de acasă. De asemenea, este respectul. Respectă. Respectă pe toți. Respectă-ți profesiile la școală, respectă-ți pe cei de la Sunday School, respectă pe slujitor, respectă bătrânii, respectă tinerii. Știți cum trebuie să respecti pe un tânăr? Ca și cum ar fi sora ta. Respectă pe fratele ca și cum ar fi tatăl tău. Respectă pe celălalt ca și cum ar fi bunicul tău sau oricine alt. Respectă. Este un capitol important din ceea ce înseamnă cei 7 ani de acasă. Apoi vorbim despre credință, despre cum știi să aplici principiile pe care le înveți în familie, în biserică, despre Dumnezeu și despre viața ta. Credința este foarte importantă. Și Pavel spune lui Timotei să fie un exemplu în credință. Și apoi, ultimul capitol este bunele maniere. Este foarte important să fii un om manierat. În vremea de astăzi nu se mai folosește cuvântul gentleman. Când eram în România și dădeai, eu știu, respect la o femeie, spunea, ești un gentleman. Este foarte greu în lumea aceasta nemanierată să fii un tânăr manierat. Este foarte greu. Este foarte greu. Dar vreau să vă spun ceva. Cei 7 ani de acasă sunt ca un pașaport care te însoțesc oriunde te duci și te arată cine ești. Și cei 7 ani de acasă, cum spuneam, sunt o carte cu 7 capitole. Le trăiești, ești un om care primești aprobarea oamenilor și lui Dumnezeu.
Și apoi, ca să folosesc în încheiere Scriptura, am să vă citesc din acest pasaj ultimele versete, 5 la 8, spune așa: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te la rău. Și aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Dacă nu vrei ca maturitatea ta să fie o luptă, să te zbați, să faci, să rezolvi și să nu poți pentru că n-ai aplicat lucrurile atunci când a trebuit. Dacă nu vrei ca bătrânița ta să fie un eșec, împlinește aceste versete cel puțin și împlinește aceste gânduri și cred din toată inima că Dumnezeu va fi Cel care va binecuvânta viața ta și viața noastră tuturor. Nu uitați, nu există incompatibilitate între cele două. Credința merge mână în mână cu bunele maniere. Credința merge mână în mână cu exemplul. Credința și credinciosul trebuie să fie un om manierat care să aibă cei 7 ani de acasă. Și mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și să ne ajute să ne îndreptăm acolo unde este nevoie ca să ne îndreptăm, ca să facem cinste lui Dumnezeu. Pentru că, repet, scopul pentru care trăim este ca să facem voia lui Dumnezeu și să aducem gloria lui Dumnezeu prin viața noastră. Amin.